Grupul de presă Media 1, alături de Institutul Național de Statistică, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Asociația Media 1 prezintă în perioada 6-23 noiembrie 2023 Bucharest Leaders Summit, The Highway to Success, ediția 18-a evenimentelor Împreună Protejăm România. Bucharest Leaders Summit, 6-23 noiembrie. Stimulăm inovația, promovăm colaborarea, propunem soluții durabile. Tenul tău are multe de spus și la fel de multe de arătat. Reflectă-i calitățile cu noua formulă originală Gerovital Evolution. Super enzima tinereții SOD, cea mai activă enzimă antioxidantă și acid hialuronic ultra filler de ultimă generație, pentru un efect vizibil antirid și un ten ferm, complet reenergizat. Cunoaște-ți aturile. Recunoaște evoluția. Gerovital Evolution. INCDT Cambodi is Romania's unique R&D institute for gas turbines, dedicated to aerospace with application in the energy field. With more than 20 years of scientific proficiency, the institute specializes in scientific research, design, testing, and production of innovative and sustainable equipment, such as aviation gas turbines, high-speed bladed machinery, and compressing equipment for natural gas market, focusing on consumption reduction and environmental protection. Working in accordance with a certified quality assurance system, Komodi proves its local and international proficiency through a significant number of international awards, involvement in high enterprise European framework programs, and numerous partnerships with companies such as Safran Group, MT Aerospace, Pratt & Whitney, Bonera, DLR, GHH Rand, MAN Diesel and Turbo. The Institute seeks for new partners in the aerospace field, energy market focusing on gas extraction and transportation, and machine engineering industry. Komodi Institute, experienced partner for innovative and reliable solutions. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreagă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Bună dimineața! Numele meu este Cristi Șelaru și vă urez bun venit la Bucharest Leaders Summit, The Highway to Success. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestui important eveniment dedicat dezvoltării durabile în România. Este o onoare să fiu moderatorul panelului. Dezvoltarea durabilă reprezintă un concept fundamental în societatea contemporană, iar implicațiile sale asupra mediului, economiei și întregii societăți sunt tot mai evidente. Este imperativ să ne concentrăm eforturile asupra unei abordări sustenabile în toate aspectele vieții noastre, pentru a asigura un viitor prosper și echilibrat pentru generațiile ce vor urma. România, cu bogăția sa naturală și diversitatea culturală, are oportunitatea și responsabilitatea de a deveni un exemplu în domeniul dezvoltării durabile. De-a lungul ultimelor decenii, am asistat la evoluții semnificative în ceea ce privește conștientizarea impactului nostru asupra mediului și a necesității unei schimbări de paradigmă. Astăzi, în calitate de participanți la acest panel, suntem chemați să discutăm și să identificăm modalități concrete prin care putem încuraja și implementa practici durabile în toate domeniile activității noastre. Sunt convins că putem construi un viitor în care dezvoltarea economică să coexiste armonios cu respectul față de mediul înconjurător și cu prosperitatea socială. În acest sens, colaborarea între sectorul public, privat și societatea civilă joacă un rol esențial. Guvernul și cetățenii trebuie să lucreze împreună pentru a crea politici și inițiative care să promoveze inovația verde, eficiența energetică, conservarea resurselor naturale și reducerea amprentei de carbon. De asemenea, educația joacă un rol cheie în transformarea mentalităților și în crearea unei culturi a sustenabilității. Investiția în învățare și conștientizare în rândul tinerilor va asigura o bază solidă pentru o societate viitoare preocupată de problemele durabilității.
Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Îi dau cuvântul pentru început domnului Laszlo Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României. Domnule Borbély, aveți cuvântul. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitație. Suntem mulți, așa zis, veterani ai acestor evenimente foarte importante. De mai mult de 2 ani noi ne-am alăturat această inițiativă pentru că, în primul rând, cum arată și titlul acestor summituri, trebuie să protejăm România, dar să vedem cum o facem. Și noi, departamentul, sper că am demonstrat, apropo de ce a spus domnul Șelaru, că deja totuși suntem un exemplu pozitiv, vorbesc de România, în contextul unei mentalități care trebuie să o schimbăm la nivelul societății. Și cred că asta e cel mai important lucru. Și dumneavoastră văd și astăzi multe fețe cunoscute, mulți oameni care ne-am întâlnit de-a lungul anilor. E vorba de oameni. Deci e vorba de oameni și totdeauna oamenii schimbă lucrurile într-o societate. Avem nevoie de un leadership, avem nevoie de o concepție clară, de o apropiere holistică, dar după aceea trebuie să mergem și în detalii. Și vreau să vă spun numai ce s-a întâmplat în ultimele zile, pentru că dumneavoastră așteptați de la noi, cei care sunt, să zicem, nu din zona guvernamentală, ci în diferite zone, academică, cercetare, consultanță, mediu privat, așteptați un semn de la guvern. Ce ar trebui să facem ca să avem o societate mai sustenabilă? Și eu cred că acest semnal a fost dat încă din 2018, de când avem noua strategie de dezvoltare durabilă a României, care vreau să vă spun că acum am pornit o revizuire a acestei strategii, pentru că au trecut 6 ani și ceva și au fost foarte multe evenimente la nivelul mai ales a Uniunii Europene, dar în general, dacă privim global, care necesită o schimbare în plus. Adică ambiții mai mari, avem unele documente foarte ambițioase ale Uniunii Europene și, evident, avem și sarcina nu numai de a raporta, ci de a vedea în ograda noastră ce facem pe energie, pe economie circulară, pe unele zone care țin, evident, de, și de economie, și de mediu, dar și de social. Și atunci vă spun numai câteva elemente care sper că sunt interesante pentru cei care participă online la această întâlnire. Una care este foarte importantă și o văd pe Carmen Romaniuc și ea este prezentă, noi ne-am dat seama că, deși avem și am avut inițiative bune, chiar la nivel guvernamental am avut un proiect Starea Națiunii din 2016 care a avut un agregator care l-am folosit noi acum și l-am readus la viață cu indicatori, dar nu au mers pe, din păcate, pe zona Agendei 2030, pentru că Agenda 2030, pentru prima oară, în 2015, a cuantificat cumva cele în jur de 240 de indicatori care sunt definiți acum la nivel global, 169 de ținte, 17 obiective. Și atunci am luat ce era de luat și am făcut o nouă strategie, dar ne-au spus cei de la Institutul Național de Statistică, bun, pe baza strategiei noi trebuie să definim indicatorii. Și iată că acum avem 99 de indicatori primari, total 291 indicatori pe care îi urmărim și avem și parteneriatele, acordurile semnate cu diferite instituții. Avem o analiză prin 2020 și în 2022. Aceste lucruri sunt posibile de accesat pe acest agregator care l-am preluat și va fi un one-stop shop din ceea ce am conceput să avem un nou centru, un centru de excelență pe dezvoltare durabilă pe care îl vom înființa pe baza unei legi anul viitor, este în PNRR și o componentă e acest agregator, acest one-stop shop. Ce face acest centru de excelență? E pentru administrația publică.
trebuie să avem o administrație publică mai educată, mai profesionistă. Și cum facem acest lucru? O componentă importantă este la centrul de excelență, cei 2000 de experți în dezvoltare durabilă, care vor fi până în 2026, printr-un curs post-universitar, vor primi acest statut de expert în dezvoltare. E vorba de oameni care există și acum diferite instituții. 400 vor fi de la instituții centrale și 1600 la nivel local. Și am mers în toată țara, acum continuăm cu aceste informări. Știu deja, știu consiliile județene, autoritățile locale, instituțiile, că trebuie să aleagă circa 25-40 de oameni pe județ care să devină experți. Dar de ce e important? Aceasta înseamnă o rețea. O rețea de oameni pe care o să știm, pe care îi introducem în network-ul nostru, care și acum avem nucleele, primii 150 deja au terminat acest curs anul trecut. Sunt nucleele noastre la diferite instituții, care și ieri, și azi, și mâine vor fi partenerii noștri, știu despre ce e vorba când vorbești de dezvoltare durabilă și atunci și pe baza indicatorilor vom putea spune în noua, și aici vă cer sprijinul la toată lumea și astăzi care este conectată, vom avea o nouă strategie până în 2030 bazat pe ceea ce discutăm acum. Păi avem strategia pe termen lung a reducerii emisiilor de carbon. Ne-am angajat la 99% reducem până în 2050. 99%. E pentru acest lucru, toate instituțiile trebuie să aibă un plan foarte concret până în 2030 și după aceea până în 2050 nu e ușor să reduci. Nu e ușor să reduci ca să ai practic zero emisii, cum ar veni până în 2050. E un angajament al Uniunii Europene. Să vedem, putem să facem sau nu putem și cum trebuie. Și aici noi suntem un fel de catalizator, un fel de partener. Ieri am avut întâlnire cu Codul Sustenabilității, care este, să știți, foarte important pentru că e vorba tot de schimbare de mentalitate. Codul Român al Sustenabilității, care are un ghid, are și codul, de fapt, e finalizat, are o platformă funcțională, Codul Român al Sustenabilității, și avem parteneri. Ieri au fost și pe noi ne-a surprins, ea nu știu câtă întâlnire, pentru că n-am putut numai prin discuții cu companiile private care sunt direct, să zicem, nu numai interesate, dar vor trebui să aibă raportare nefinanciară în 2025 din 2025 pe baza noii directive ale Uniunii Europene, care este deja în vigoare, dar din 2025 e prima raportare la cei care sunt peste 500 de angajați, pentru că acum, din păcate, se trimite la Registrul Comerțului împreună cu raportarea financiară și această raportare nefinanciară, acest CSR, dovedește o companie, e pregătită sau nu, pentru o concepție sustenabilă, pentru investiții sustenabile. Și vreau să vă spun că o să avem discuții separate cu băncile mari, deci Banca Mondială, IBRD-ul, BRD-ul care a fost ieri, BI-ul, pentru că sunt bănci care deja, e clar și știți mai bine ca mine, sunt focusate pe investiții sustenabile, pe finanțări sustenabile. În sfârșit, România va avea, eu am vorbit cu mai mulți și miniștri de finanțe, dar în sfârșit România va avea o emisie de bonduri de acțiuni verzi anul viitor. Deci s-a anunțat deja la Ministerul de Finanțe și este foarte bine. Trebuie să ne pregătim pentru acest lucru. Ieri am avut această discuție, avem pe ordinea de zi, sper vom avea la guvern, să avem hotărârea de guvern privind codul român a sustenabilității, care e bazat pe codul german, dar nu numai, pe baza a ceea ce am primit de la companii private, sugestii, e un fel de chestionar și un fel de ajutor, nu un fel, un ajutor pentru a pregăti raportarea, că din 2026 vor fi toate obligatorii la Ministerul de Finanțe, dar și aici pe
platformă, sigur, vor putea voluntari să ne dea acest raport, cei peste 250 de angajați și din 2027 întreprinderile mici în afară de micro-întreprinderi. Și astăzi, imediat, și îmi cer scuze, va trebui să plec la ora 10 pentru că avem o întâlnire importantă. Ne va trimite mesaj domnul Sienkiewicz, care este comisar pe zona de mediu. Vor fi aici instituțiile implicate, economia circulară. De slavă Domnului, România este de anul trecut a 18-a țară, de fapt, care are strategie pe economia circulară și acum avem planul de acțiune. Dar iarăși cum o facem? Cum noi vom putea să mobilizăm instituțiile, mai ales centrale, dar nu numai, zona privată și cei care vor fi implicați în această implementare foarte complexă. Ei avem în momentul de fapt să noi asigurăm secretariatul acestui comitet interministerial, avem în momentul de față comisiile, 10 comisii, care fiecare comisie va fi cumva coordonată de un minister care este mai apropiat sau o instituție, începând cu agricultură, terminând cu textile, cu baterii, cu două zone transversale, deșeuri și apă. Deci avem de lucru pe perioada următoare. Și noi, cred că am demonstrat și până acum, aș putea să vă spun și foarte multe alte componente ale activității noastre, începând cu, asigurăm secretariatul cu eficiența energetică a clădirilor, avem un plan de acțiune până în 2030, împreună cu Ministerul Dezvoltării și alte instituții. Noi chiar aproape zilnic participăm sau avem organizate întâlniri pentru că dialogul, profesionalismul este foarte important. Și prin acest summit, pe lângă celelalte care au avut loc, eu simt acest dialog, eu simt această discuție în diferite zone unde putem ajuta și, slavă Domnului, eu zic că dezvoltarea durabilă e una din zonele care practic e peste tot în societate, deci putem ajuta începând cu educația, sănătatea și terminând cu economia și, evident, infrastructură și tot ceea ce ține de 17 obiective, putem fi parteneri. Deci eu vă mulțumesc pentru invitație. Încă mai rămân câteva minute, dar mă scuzați, la ora 10 trebuie să plec și știți foarte bine că suntem aici lângă aceste evenimente ca și coorganizatori și ca și suporteri, pentru că sunt atât de mulți oameni pregătiți care vor să facă ca România să fie mai sustenabilă, să protejăm această țară minunată, pentru că merită să avem asemenea întâlnire. Domnule ministru, vă mulțumesc și eu pentru această sinteză și pentru detaliile din proiectele pe care le desfășurați sau urmează să le desfășurați. Spuneați că oamenii schimbă lucrurile în societate și îmi fac datoria de a arăta din nou această publicație pe care INS-ul, alături de departamentul pe care îl conduceți, a scos-o la lumină, să zic așa, în luna mai, dacă nu mă înșel, a acestui an. Toată această carte este sintetizată în aceasta. Ea se regăsește pe platforma noastră, pe site-ul inss.ro. O să o pun eu la comentarii pentru cine dorește sau nu știa despre ea și dorește să o acceseze. Inițiativele, într-adevăr, ele sunt bune, inclusiv pe cele care le aveți dumneavoastră. Și avem și noi un aport. De fiecare dată, profesioniștii din Institutul Național de Statistică au răspuns și au pus umărul la tot ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă. Eu vă mulțumesc și dacă avem neclarități din partea celor care sunt deja online, văd că avem 20 și ceva de participanți, 25, îi invit să adreseze o întrebare, că știu că vă grăbiți, a spus la 10 trebuie să fiți la o întâlnire. Dacă nu, mergem și dau cuvântul și mă bucur că este alături de noi domnul Adrian Candu, Managing Partner Business Matters Consulting. Domnule Candu, dacă sunteți, vă ascultăm. Da, bună ziua, bună ziua tuturor și ne pare bine că avem posibilitatea să ne auzim
Și aș vrea cu această ocazie chiar să aduc mulțumiri și să-mi exprim aprecierea pentru eforturile depuse de echipa Media 1 în organizarea și desfășurarea evenimentelor. Chiar dacă unele din ele se desfășoară online, precum cel de astăzi, este important să ne auzim, să dezbatem și să înțelegem care sunt provocările momentului. Și subiectul de astăzi este unul cu siguranță care trebuie tratat cu prioritate. Urbanizarea este un fenomen global care transformă lumea, care aduce un impact pozitiv, dar și negativ asupra comunităților. Transformarea dezvoltării urbane durabile în realitate este esențială pentru a ne asigura că orașele vor răspunde nevoilor populației actuale în creștere, precum și generațiile viitoare. Și toate acestea asigurând că orașele sunt viabile și susțin reziliența economică, socială și ecologică în fața unor schimbări climatice. Pe măsură ce orașele devin mai populate și mai aglomerate, cererea de infrastructură urbană crește. Atunci când orașele investesc în practici durabile, inovatoare și eficiente, aceleași infrastructuri pot deveni mai ecologice și mai eficiente în timp. Având în vedere tematica de astăzi, și anume mobilitatea durabilă și orașe verzi, pe de-o parte, și experiența echipei noastre din ultima perioadă, aș vrea să mă opresc puțin la un element esențial pentru dezvoltarea durabilă, în acest sens, și anume cu referire la electromobilitate. Un număr tot mai mare de guverne, instituții și companii producătoare se angajează să obțină decarbonizarea completă sau care tinde spre zero. În următoarele câteva decenii, iar electrificarea vehiculelor este de fapt o componentă importantă a acestui plan. Anul 2026 se pare că va fi unul de cotitură pentru accelerare a tot ceea ce numim noi adoptarea vehiculelor electrice. Se dorește ca până în anul 2030 cel puțin unul din patru vehicule nou vândute să fie un vehicul electric. După cum știm noi toți, Uniunea Europeană pune o puternică presiune de reglementare și demonstrează chiar o ambiție de a elimina treptat vehiculele cu motor cu ardere internă. Acordul ecologic european, cunoscut ca European Green Deal, și obiectivul său de a obține o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră legate anume de transport până în anul 2050, împreună cu noul cadru european de mobilitate urbană, a pus mobilitatea urbană și logistică în centrul atenției politicii de mobilitate a Comisiei Europene. Cu toate acestea, multe țări, cu regret, nu au infrastructură adecvată, de exemplu, de stații de încărcare a vehiculelor electrice, din cauza, pe de o parte, a capitalului mare inițial necesar, pe de altă parte, a costurilor de operare și a utilizării reduse a vehiculelor electrice, ceea ce creează un fel de teamă că investind în construirea unei rețele, consumatorii nu se vor grăbi să cumpere sau să folosească vehicule electrice. Respectiv, industria în ansamblu trebuie să abordeze cumva anxietatea consumatorilor, odată ce aceștia nu se grăbesc să cumpere vehicule din cauza lipsei de infrastructură și a siguranței de a avea o rețea sustenabilă. Soluția trebuie să fie un efort comun între mai mulți actori, producătorii auto, autorități și proprietarii de spații private, cum ar fi, de exemplu, centrele comerciale sau complexele rezidențiale. Pe măsură ce toți actorii se vor mobiliza cu un efort comun, atunci tendințele de electrificare a vehiculelor vor crește exponențial. Dacă e să ne referim în mod special și să vorbim despre România, conform datelor Asociațiilor Producătorilor și Importatorilor de Automobile în România, la situația din august 2023, în acest an, autoturismele electrificate, care sunt complet electrice sau cele hibrid, au o creștere de aproximativ 36%, realizând o cotă de piață de aproximativ 23-24% în România. Iar autoturismele complet electrice dețin o cotă de 10,7% în comparație cu anul trecut, când reprezentau 7,8%. Deci este o creștere. Este o creștere pe care o vedem și care impune ca autoritățile publice și comunitatea de afaceri să avanseze în dezvoltarea infrastructurii de stații de încărcare a vehiculelor electrice. Cu atât mai mult făcând
dacă să facem un zoom out la nivel de Uniunea Europeană, constatăm că aceste eforturi trebuiau să înceapă încă ieri și cu pași rapizi. Și cifrele vorbesc de la sine și am să vă dau câteva cifre în comparație cu alte state membre ale Uniunii Europene. Dacă îi să luăm ca reper numărul de puncte de încărcare cu acces public la 100.000 de locuitori, conform situației de anul trecut și datele ChargeUp Europe, România se află cu regret la finalul clasamentelor cu doar 8 stații de încărcare cu acces public per 100.000 de locuitori. Și dacă ne referim la numărul de puncte de încărcare pentru mașini electrice în general, România la fel se plasează cu regret în ultimele clasamente cu 1658 de puncte de încărcare anul trecut, pentru anul 2022. Ce este de remarcat? Conform anunțurilor de achiziții publice din România, autoritățile publice locale solicită activ procurarea de autobuse și microbuze electrice plus stații de încărcare. Și acest fapt este salutabil. Însă mai rar vedem anunțuri de a procura și instala stații de încărcare, de exemplu, pentru vehicule electrice în spații publice, precum ar fi parcuri sau parcări publice. Este de înțeles, probabil, că funcționarii nu reușesc la nivel fizic să implementeze cam toate proiectele propuse, respectiv prin susținerea financiară a mediului de afaceri, prin granturi, prin cofinanțări, statul ar putea beneficia de implicarea activă a producătorilor și distribuitorilor de stații de încărcare în construirea infrastructurii necesare la nivel național. Reiterez, soluția ar trebui să fie un efect major, ar trebui să fie un efort comun între mai mulți actori. Producătorii auto, producătorii și distribuitorii de stații de încărcare, autoritățile publice și proprietarii de spații private, cum ar fi, așa cum ziceam, centrele comerciale sau complexele rezidențiale. În concluzie, dezvoltarea urbană durabilă este importantă din mai multe motive, evident, de la beneficii economice pe termen lung până la îmbunătățirea calității vieții și reducerea impactului asupra mediului. Investind în inițiative durabile, orașele pot crea locuri de muncă și creștere cu reducerea cantităților deșeurilor și impact pozitiv asupra mediului. În plus, cunoaștem toți că dezvoltarea durabilă poate îmbunătăți condițiile de viață și pot crea oportunități de incluziune socială în diferite sectoare ale societății. Cam acestea fiind, și vă mulțumesc foarte mult, încă o dată aprecieri pentru organizator și o zi bună în continuare tuturor. Vă mulțumim, domnule Candu. Într-adevăr, dezvoltarea urbană durabilă este extrem de importantă în actuala paradigmă pe care o trăim. Soluții există, dumneavoastră ați vorbit despre unele, însă nu știu măsura în care ele sunt implementate de către cei care ar trebui să fie implementate. Plus că mi se pare mie că nu există o presiune publică, și acum mă refer desigur doar la România și la orașele mari din România. Nu cred că există o presiune publică din partea societății civile pentru ca toate aceste soluții pe care le identifică, iată, societatea civilă să fie implementate. Și vreau să ca acest indicator 11, orașe și comunități durabile, să dau o pondere a transportului cu autobuze și trenuri în totalul transportului de pasageri pe care iau de aici din această cercetare indicatorii naționali pentru dezvoltare durabilă Orizont 2030 și spune în felul următor: în România, ponderea transportului cu autobuze și trenuri în totalul transportului de pasageri a prezentat un trend descendent în perioada 2008-2020, de la 22,8 în anul 2008 la 18,1 în anul 2020. Iată așadar, avem foarte multe lucruri de făcut din nefericire, cum și dumneavoastră ați remarcat, și pe partea aceasta de stații de încărcare, de exemplu pentru automobilele electrice sau hibrid, nu stăm deloc bine. Tot mai mulți, și e bine că se întâmplă așa, români își cumpără mașini electrice. Constatăm că există cozi ca pe vremuri, dar nu la PECO, ci la stațiile de încărcare. Trebuie să vedem cum putem să rezolvăm. Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Îi dau cuvântul acum domnului Cristian Macedonski, este președintele Asociației de Mobilitate Electrică din România. Bună dimineața! Să vă deschideți microfonul, domnule Macedonski.
Bună dimineața și mulțumesc de invitație. E o plăcere să particip din nou la evenimentul dumneavoastră. Dezvoltarea durabilă este importantă, iminentă și trebuie să o facem. Și mă bucur că am avut ocazia să-l ascult și pe domnul Laszlo Gorbeli și să văd că există o strategie pe tema dezvoltării României, pe economie circulară, pe protecția mediului, dar și să-l urmăresc pe domnul Candu, fiindcă infrastructura pentru mobilitatea electrică este extrem de importantă ca să convingem oamenii și să nu mai aibă anxietatea de autonomie. Folosesc mașina electrică de peste un an, este o experiență frumoasă și îți dă sentimentul de liniște și de plăcere că faci ceva pentru mediul înconjurător. Dar transportul electric e important și sustenabil, e important și pentru dezvoltările urbane, pentru transportul public și o să vă fac o prezentare, încerc să fac, nu știu de ce nu-mi ia prezentarea care vreau să o pun, despre transportul public urban cu transport pe cablu. Va trebui două secunde să vedem care este de fapt problema aici. Că nu, îmi ia prezentarea greșită și nu înțeleg de ce. Un minut să închid eu ce am de închis ca să vedem dacă o ia acum pe cea bună. Da, gata. Se vede? Se vede foarte bine. Perfect. Deci vorbim de transportul urban și periurban pe cablu. Nu este o noutate, este o soluție deja implementată în multe metropole din lume și care vine cu viteză spre Europa, dat fiind faptul că două companii europene dezvoltă acest transport public pe cablu. Mi-am permis să fac și o propunere pentru Brașov, fiind brașovean, fiind și președintele Asociației Smart City Brașov. De 2 ani lucrăm la un concept pentru Brașov și acum Brașovul e și predestinat pentru transportul pe cablu, deoarece suntem zonă montană, oamenii sunt obișnuiți să meargă cu gondole și să le folosească. Unicitatea la acest, haideți să vedem cum merge, că pe Zoom n-am mai folosit prezentarea, e prima oară. Aici avem niște exemple, de exemplu din Mexic, unde au rezolvat o problemă majoră de trafic. După cum au zis și colegii mei antivorbitori, urbanizarea este un trend global, ceea ce se întâmplă și la noi în țară, orașele devin tot mai mari, devin sigur că da și tot mai atractive prin dezvoltarea lor durabilă, atrag mulți oameni, iar infrastructura existentă ajunge la anumite limite. O vedem la București, o vedem chiar și la Cluj, unde sunt discuțiile de a introduce metrou pentru a rezolva traficul congestionat, iar transportul urban este pentru un oraș sau pentru o aglomerație urbană comparabil cu sistemul de vene și artere a unui organism. În momentul când nu mai ai un transport public atractiv, începe să decadă orașul, nu mai atrage tineri, nu mai atrage talente și își pierde din atractivitate. Iar orașele inteligente sau ținta orașelor inteligente e la sfârșitul zilei, când tragi linia, să crești continuu calitatea vieții a oamenilor. Am rămas surprins de scăderea ponderii transportului public în România, de care ați discutat mai înainte. Să știți că la Brașov suntem într-un trend invers prin transportul public, care s-a electrificat în proporție de 75% în ultimii ani și a început să devină eficient și predictibil, sau tot mai predictibil, fiindcă aici este marea problemă a transportului public.
punctualitate, predictivitate, au început oamenii să înțeleagă că e mult mai eficient în oraș, în aglomerațiile urbane, să folosești transportul public. Dar acest transport public, cu autobuze, că sunt electrice sau nu, folosesc aceeași infrastructură care în orele de vârf se blochează. Atunci o soluție, cum sunt aceste un transport public pe cablu, rezolvă absolut toate problemele. După cum vedeți în poza de stânga jos, se trece peste o stradă aglomerată cu un blocaj pe una din benzi. Nu este foarte ieftin de a implementa și rapid de implementa, fiindcă nu mai trebuie să construiești tuneluri sau poduri peste ape, lacuri sau căi ferate, care sunt niște bariere artificiale în dezvoltarea urbană. Aici vedeți, se trece pe cablu, că nu necesită nici măcar vatman sau șoferi. Problema sau lipsa lor fiind una din problemele majore a regiilor de transport, nu numai de la noi din țară, ci din toată lumea. Se schimbă și conceptul de transport public, fiindcă nu mai te duci în stație să aștepți autobuzul sau tramvaiul sau metroul, ci te duci, te urci și ai plecat direct mai departe. Aici iar avem niște exemple din Malaysia, de exemplu, dar sunt orașe deja ca Ankara care și-au rezolvat problemele cu transportul public pe cablu și încetul cu încetul încep să apară în Europa. Amsterdam are în implementare un concept, Londra are în implementare un concept. În Germania, Ministerul Transportului a scos o carte albă a transportului public pe cablu și implementează finanțări pentru orașe și sunt peste 70 de orașe care au depus cererea de a implementa transportul pe cablu urban. Dați vedeți cât de costisitor e podul acesta în partea dreaptă și cât de ușor se realizează trecerea peste această apă. Aici există și un concept de transport urban bazat pe inteligență artificială. Aici ar trebui să am un link YouTube, ia să vedem dacă merg pe el, ar trebui să pornească. Ca să vedeți, puțin e o companie, un startup în Bulgaria care a fost acest concept de cabine urbane de inteligență artificială. Avem ceva probleme pe sunet, domnule Macedonski? Nu vă auzim prea bine, se aude cu întreruperi. De la video nu se aude. Acum se aude, acum se aude. Dacă pleiaserăți un video, nu s-a văzut și nu s-a auzit, așadar cred că ar fi bine. Am înțeles, am fost. Să renunțăm la video acela. Deci clipul video de pe YouTube pe care voiați să-l puneți nu se auzea și nici nu se vedea și întrerupea și transmisiunea. Mergem fără el. Mergem fără el. Se mai vede, nu se mai vede nici prezentarea. Se vede acum, dar încercați să-i opriți YouTube-ul, vă rog. Da, aici se vede cum gările devin niște hub-uri de transport public, unde se unesc toate sistemele de transport, de la trenuri, tramvaie, metrouri, autobuze, taxi, car sharing, bike sharing și, desigur, transportul pe cablu. Iar acestea sunt țintele care ar trebui să le avem și pentru gările
din România ca să devină adevărate hub-uri de mobilitate cu stații de încărcare, desigur, pentru, atât pentru taxiuri, cât și pentru car sharing și pentru mașinile personale a oamenilor care sunt lăsate în, în parcare. Și, desigur, mai există încă un mare avantaj al transportului public pe cablu, începe să-ți dea o perspectivă nouă și poate chiar unică asupra orașelor, mai ales asupra orașelor istorice, unde vedeți în poza din mijloc jos, chiar și fundul cabinei este din sticlă, ca să poți să vezi perspectiva care ți-o oferă. Proiectul nostru la Brașov, unde am tot așa un filmuleț, dar din păcate nu va fi posibil să vi-l arăt, e vorba de un concept care se lege gara de Tâmpa, toată lumea cunoaște Tâmpa, unde există acea cabină care unește vârful muntelui Tâmpa cu centrul istoric, cu alea de sub Tâmpa, iar Tâmpa să devină hub-ul principal pentru transportul public pe cablu, legăm gara, centrul civic cu acel mall, AFI, după aia mai sus pe Tâmpa, de pe Tâmpa, după aia merg în trei direcții, gondolele în spate, spre cartierul Răcădău și spre zona de recreere cu grădina zoologică în Noua, iar pe partea cealaltă, până în Bartolomeu, nu prin centrul orașului, că nu trebuie să trecem cu cablurile exact prin piața sfatului, ci ocolit un pic, și pe la Turnul Negru să coborâm spre Bartolomeu, unde să fie un park and ride de 5.000 de locuri, astfel ca oamenii să poată să-și lase mașina și să vină să intre în oraș cu gondola. Iar de acolo, de ce nu, chiar și o legătură cu noul aeroport Brașov și astfel să le dăm posibilitatea turiștilor să vină ușor. Iar de pe Tâmpa, legătura directă cu Poiana și astfel avem legătura gara Poiana făcută cu transportul public pe cablu. Și mai rezolvăm și o problemă logistică. Fiecare această cabină are în cap, în fiecare cabină, un europalet de marfă și astfel putem să ducem toată marfa de care au nevoie hotelurile, restaurantele din Poiana Brașov, din oraș, frumos prin transportul pe cablu, pe orele de dimineață sau seara, când nu e atât de aglomerat sau care putem să dedicăm transportului de mărfuri și astfel să descongestionăm complet drumul de Poiana existent. Aici mai sunt câteva exemple de transport public electric care e cu șine gândit. Și aici, spre finalul prezentării mele, vreau să vă prezint și conceptul nostru de tren urban, care se va dezvolta în următorii 2 ani în Brașov, în care să folosim calea ferată existentă pentru trenul urban, așa zis, cunoscut în Germania ca S-Bahn, trenul de proximitate, astfel încât oamenii să poată să vină din toată zona metropolitană cu trenul la Brașov, cu o predictibilitate și cu un program atractiv și astfel să scoatem iară mașinile de pe stradă, dar în special și transportul angajaților la marile companii, care toate sunt în jurul Brașovului, că e Gimbavu sau Freșneru sau Cristianu, unde sunt marile companii și autobuze, sute de autobuze duc zilnic și aduc angajații. Aceștia ar putea să facă comutarea lor, mobilitatea lor în viitor cu trenul urban. Aici aveți și traseul sau traseele transportului public urban est de tip tren, S-Bahn, Brașov, Dârzi de Timișul de jos, Timișul de jos, Predealul, Bartolomeu, Cristian, Râșnov, Zărnești. Aici ne dorim inclusiv o prelungire spre Bran, vedeți T8-ul de jos, Râșnov, Tohanul Nou, Bran, unde nu există încă cale ferată, dar trebuie dezvoltată ca să legăm și turistic Castelul Bran, care e atracția principală a României, cu peste 1 milion de turiști, și astfel turiștii să poată plece de la Brașov pe Bran cu trenul. Avem T3-ul Brașov, Bartolomeu, Ghimbav, Cotlea, la fel Ghimbav, Cotlea, în parcurile industriale sunt multe companii germane în automotive care au mii de angajați,
care pot fi transportați cu acest transport. Stupin, Bod, Fedioara, Rodba, același lucru, Brașov, Hărman, Prejmer, Chitiș, Ozun și Sfântul Gheorghe, și astfel legăm două capitale de județ, Sfântul Gheorghe și Brașov, în acest transport cu trenul metropolitan, și le dăm posibilitatea și celor din Sfântul Gheorghe să vină la aeroportul internațional Brașov-Gimba foarte eficient. Hărman, Budila, Telia, Tosura Buzăului, Brașov-Gimba aeroport, un proiect care se va finaliza în 5-6 ani. De Bran am vorbit, și încă o cale ferată nouă care trebuie montată, Hărman-Prejna. Da, cam asta a fost despre transportul public urban, eficient, sustenabil și electric, prin transport pe cablu. Și vă mulțumesc mult pentru posibilitatea de a transmite. Mai fac o paranteză, la Constanța avem un transport pe cablu montat în Mamaia, dar are numai componentă turistică. Dacă acum ar fi prelungit acel transport din Mamaia până în gara Constanța, s-ar transforma într-un transport public eficient, fiindcă oamenii ar putea să vină cu trenul la Constanța și de acolo să vină spre Mamaia. Ce s-a rezolvat și traficului în Mamaia. Vă mulțumesc mult pentru ideile pe care le-ați prezentat. Sunt interesante. Acum nu știu cât de posibile sunt ele pentru România actuală, ținând cont de faptul că avem 30 momentul în care ne-am văzut la aeroport. Da. Cineva vorbește despre un aeroport. Aș vrea să închideți cât timp vorbește speakerul sau moderatorul. Spuneam despre cum este România împărțită din punct de vedere geografic, cu 30% munți, 35% dealuri și câmpii, 100% în total. Nu știu cât de eficient este. Am văzut la Brașov, este acea telegondolă de la Constanța despre care vorbeați dumneavoastră. Vorbeați despre predictibilitate în transportul public urban. Este un cuvânt sigur pe care îl folosesc aproape toți oamenii, de la mediul politic la mediul economic, iată și în acest panel. E străin deocamdată de noi, până să ajungem noi să avem o predictibilitate inclusiv urbană, e cale lungă. Însă vă mulțumim pentru prezentare, este dătătoare de speranțe. Haideți să vedem la Brașov că se vor întâmpla lucrurile pe care dumneavoastră le-ați prezentat și cu siguranță va deveni un model pe care poate l-or adopta și alții decidenți locali. Vă mulțumesc mult, domnule Macedonski. Mergem și dau cuvântul domnului Adrian Goicea, este manager la Goicea Consulting. Bună ziua și mulțumesc pentru faptul că am fost invitat să vorbesc la o conferință atât de importantă, care continuă din ultimii 2 ani și spre cinstea mea am fost invitat la fiecare astfel de conferință. Eu sunt specializat mai ales în domeniul electric și m-aș referi puțin la elementele de dezvoltare durabilă care privesc sistemul energetic al țării noastre. În primul rând, țin să salut inițiativele Ministerului Energiei, care se mulează foarte bine pe cerințele și dezideratele de dezvoltare ale sistemului energetic prin promovarea proiectelor ca, de exemplu, hidrocentrala cu pompare de la Tarnița, precum și unitățile nucleare care vor fi aduse și dezvoltate în țară. Acestea vor asigura o încărcare de bază a sistemului și aceasta este absolut necesară în condițiile în care avem foarte multe regenerabile și avem chiar în plan să mărim ponderea acestora în producerea curentului electric. Aceste regenerabile induc o predictibilitate scăzută, întrucât depind de factorii naturali,
de vânt sau respectiv de soare. Soarele e mai predictibil, fotovoltaicele sunt mai predictibile decât eolienele. Și aceste variații trebuie într-un fel echilibrate ca să putem asigura un sistem energetic întreaga țară echilibrat, adică să aibă toate performanțele, toți indicatorii de performanță și de calitate să fie acolo. În acest sens, aș promova încă o dată ideea asigurării unor capacități de stocare diferite de cea pe care o va furniza hidrocentrala cu pompare de la Tarnița, care oricum nu poate fi gata în mai puțin de 5 ani de acum înainte, și o modalitate care ne stă la îndemână în momentul actual este stocarea în baterii. E cea mai fezabilă economică, deoarece sunt multe, se studiază multe genuri de stocare. Vă dau niște exemple, cu aer comprimat, cu nisip, ținut la temperaturi mari, cu volante și toate acestea, și cu hidrogen, bineînțeles, dar toate acestea încă sunt scumpe și nu s-au terminat și nu au fost puse în aplicare pentru producția de zi cu zi și utilizarea lor curentă. De aceea, bateriile rămân până una alta cea mai sigură cale de stocare. Și prețul a scăzut, sunt fiabile și mai mult atât, chiar să produc în țară. Deci avem o mare unitate de producție de baterii litiu-ion, care deja a experimentat și a instalat capacități de stocare și care funcționează optim, fiind acceptate de specialiștii de la Transelectrica, parcurgând toate testele necesare conectării la sistemul național. Deci cu aceste capacități crescânde, atât în regenerabile cât și în nuclear și hidro, bineînțeles că se pune problema unor rețele adaptate acestor fenomene, și unul din factorii care vor îmbunătăți foarte mult transportul curentului electric din zone unde se produce în exces, în zone în care se consumă, consumatorii unde se află cei mai mulți consumatori, va fi cablul de curent continuu din Dobrogea până la granița cu Ungaria, care va dubla, practic, adică se va duce pe traseul conductei Brua, conductei de gaz, pentru a evita problemele de rezolvare a proprietăților, adică de obținere a acordului proprietarilor pentru instalarea acestui cablu. O astfel de abordare este binevenită, dar mă întreb dacă ea trebuie să se întâmple într-un timp cât mai scurt. Deci trebuie să trecem de la planuri la fapte cât mai repede posibil, deoarece situația o impune. România poate și este la momentul actual, dar poate deveni și mai puternică în postura unui hub de energie în această zonă. Noi avem la ora actuală un consum mediu destul de scăzut datorită desfințării unor mari consumatori industriali, dar nu trebuie să ne ferim de a mări consumul de energie, deoarece țările civilizate, cele mai avansate, au consumuri de câteva ori mai mari decât noi. De exemplu, Coreea de Sud are un consum în jur de 40 de... adică are o putere instalată în jur de 40 de mii de megawați. Noi avem o putere instalată teoretică de 15.000, iar practic putem folosi în jur de 10.000 de megawați putere instalată. Deci
nu trebuie să ne ferim în a lărgi atât rețelele cât și producția de energie electrică. În acest sens, eu, părerea mea personală este că trebuie să înființăm consumatori care să consume această energie în mod eficient. Deoarece acum, dacă vin noi consumatori, aceștia sigur vor fi și eficienți din punct de vedere energetic, deoarece se aliniază la standardele actuale. Un exemplu ar fi încălzirea în zonele rurale în care se încălzește deocamdată cu lemn, în condițiile în care s-ar construi niște centrale fotovoltaice, în principal cu offline, care să nu fie neapărat cuplate la rețea, deoarece e greu în așezările izolate să tragi rețea până acolo, nu există nici rețea de gaz. Ar fi o metodă eficientă de încălzire cu condiția ca prețurile să fie acceptabile și statul să susțină această inițiativă. Trebuie să ne punem și problema că odată cu electrificarea transporturilor și altor utilități, consumul de energie electrică va crește. Noi trebuie să ne gândim de unde va veni electricitatea pentru încărcarea la toate stațiile electrice care se vor construi. E o problemă, fiindcă se consumă mult în cazul acesta. Acum, vorbind la un mod mai general, vreau să fac câteva considerații cu privire la direcțiile în care consider eu că ar trebui să dezvolte economia și guvernul ar trebui să aibă inițiativă în acest sens. Deci, România ar trebui să se orienteze către ramuri cu un aport de cu o margine de profit cât mai mare și cu consumuri materiale reduse. Și aș da câteva exemple. În primul rând, industria farmaceutică și industria chimică de sinteză, care cea de sinteză a fost cam lăsată și desființată, să nu zicem așa, mai pocolite, dar acestea pot aduce un venit foarte, foarte mare și în felul ăsta noi ne-am mulat pe o structură și pe o strategie de dezvoltare mai modernă. De asemenea, mai prevăd, adică ar fi bine să încurajăm și ramurile care produc oțel și oțel beton în principal, deoarece va fi nevoie în regiune de un astfel de astfel de produse cu reconstrucția Ucrainei și la noi, deoarece noi importăm în cea mai mare parte acest produs, va necesita deschiderea unor noi capacități. Una din ele ar putea fi, de exemplu, oțelul roșu, care are o oțelărie exact, poate fi adaptată exact pentru aceste produse. Trebuie să mai profităm de un lucru. Odată cu relocarea producției industriale a marilor concerne din China, așa, noi putem deveni un client favorizat, un producător favorizat, adică România ar putea să dezvolte exact acele capacități care au fost mutate din China și în acest context al Europei care vrea să se autonomizeze într-un fel, să nu mai depindă de producția chineză, noi am putea să preluăm anumite produse și obiective industriale. Cam atâta, cred eu că trebuie să trecem de la teorie și de la programe care sunt bine întocmite de specialiști calificați, să trecem la transpunerea lor în practică, iar cea mai sensibilă problemă este cea a investițiilor și surselor de investit,
acolo unde statul nu poate să prevadă în buget investiții pe anumite domenii, ar trebui să vedem cum putem atrage investitori străini sau români și să le creăm condițiile prielnice, atractive pentru astfel de investiții, să folosim cât mai eficient pârghii economice, cum ar fi impozite, scutiri de la taxe, pentru anumite ramuri pe care vrem să le dezvoltăm cu prioritate. Deci acest mecanism de finețe, de acord fin, cum ar veni financiar, ar trebui să înceapă să funcționeze la nivelul guvernului și ministerelor. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Vorbeați despre consumul de energie în România și că ar trebui să înființăm consumatori. Chiar asta ați zis dumneavoastră. Cu siguranță ar trebui să înființăm consumatori, pentru că România, dacă nu greșesc, are o particularitate probabil că unică în lume. Suntem țara în care consumatorul casnic consumă mai multă energie electrică decât consumatorul industrial. Exact. E ceva care ar trebui să dea de gândit și nu doar nouă celor care stăm aici la această discuție, ci mai ales celor care sunt decidenți. Apoi aș vrea să vă citesc tot în această lumină de pe site-ul sistemulenergetic.ro, producția și consumul de energie electrică în România pe tipuri de producători, dar vă dau la ora 10 și 17, consumam 6.885 de megawatți și produceam cu vreo 200 și ceva sau aproape 200 în plus. Adică producem mai mult decât consumăm și asta nu e o problemă. Problema e ceea ce vă spuneam, că avem consumatorul casnic care consumă mai mult decât consumatorul industrial, iar industria este așa cum este. Apoi ați vorbit despre industria farmaceutică. Noi avem un deficit pe balanța comercială în această zonă, farma, de vreo 2,5 miliarde de euro. Un deficit uriaș pentru o țară de profilul României. Și apoi ați mai vorbit dumneavoastră despre specialiști și ați adăugat specialiști calificați. Trebuie să facem rost de ei, pentru că din nefericire avem tot mai puțin. Vă mulțumesc mult, domnule Guicea, pentru toate precizările dumneavoastră. Și dau acum cuvântul domnului Lucian Azuiță, este fondator și CEO Forti Management. Bună dimineața tuturor! În primul rând vă mulțumesc și eu pentru invitație. Eu sunt dezvoltator imobiliar, unul din cei mai verzi dezvoltatori imobiliari. Este în ADN-ul nostru să construim verde. Toate proiectele pe care le-am făcut până acum îndeplinesc cerințe de clădiri verzi. Suntem și primul dezvoltator care a construit o dezvoltare mixtă Near Zero. Și acum lucrăm la un proiect care ne dorim să fie primul proiect safe, sustainable și carbon neutral din Europa Centrală și de Est. Dacă vom reuși să atingem acest standard, suntem într-un grup de lucru cu niște cercetători din România și din Franța, va deveni un exemplu de bune practici, fiind într-un program BERD de monitorizare în acest sens. Ce pot să vă spun? Ca cineva care iubește zona aceasta de dezvoltare sustenabilă, este că este pentru o inițiativă privată este foarte greu în momentul de față, neavând niciun fel de delimitare față de un dezvoltator obișnuit. Ideea este că guvernele și instituțiile ar trebui sub o formă sau alta să încurajeze această dezvoltare sustenabilă, mai ales că noi facem parte dintr-o industrie destul de poluantă, industria construcțiilor și industria real estate-ului. E bine că s-a încurajat trecerea la o dezvoltare sustenabilă prin abordarea standardului Near Zero. Noi suntem unul din primele țări din Europa ce a impus standardul Near Zero ca dezvoltare standard, să-i spunem. Este un avantaj extraordinar, pentru că în Occident e o problemă mare cu adoptarea noilor. Mulțumesc. Scuze-mă că am venit cu mâna goală. Cu adoptarea acestor noi standarde. Dar, din păcate, în momentul de față nu s-au creat niciun fel de sisteme de încurajare a dezvoltării sustenabile
și a trecerii la un, la un alt nivel. Un dezvoltator, în dorința sa de a dezvolta verde, practic absolut toate costurile trebuie să le susțină din buzunar, ajung la niște costuri relativ mari aceste imobile, care nu sunt suportate de către piață. Ori în condițiile acestea în care nu există niciun sprijin, șansele noastre de a dezvolta și de a construi verde sunt foarte mici, pentru că perioada de investiție este o perioadă lungă în acest domeniu și în momentul în care vom dori să aplicăm standardele respective, vor ajunge la niște costuri destul de mari. Aș transmite un mesaj de încurajare a inovației, de a sprijini această dezvoltare sustenabilă, în așa fel încât interesul dezvoltatorilor să fie cât mai pregnant în această direcție. Dacă dumneavoastră aveți întrebări vis-a-vis de dezvoltări de real estate verzi, eu vă stau la dispoziție cu plăcere. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, deocamdată nu sunt. Ok. Vă mulțumesc mult, domnule Azuiței. Acum sunt bucuros să-i dau cuvântul colegii mele, Carmen Romaniuc, este director adjunct la Direcția de Statistici Agricole și de Mediu. Carmen, dacă ne auzi și poți să ne onorezi, mulțumesc. Bună ziua! Eu am pregătit o prezentare, sper să mă descurc, că nici eu nu am mai pus imediat. Să văd dacă... Cred că nu reușesc să o pun, dar... Nu? Nu se vede. Mai încearcă, pentru că s-ar putea să se vadă. Mai încearcă, pentru că văzusem ceva... A apărut scurt. Da, dar văd că mi-o nu reușesc decât desktop-ul. Nu știu de unde să îmi aleg prezentarea, dar sunt sigură că... Nu. Îmi pare rău. O să vă povestesc. Eu vreau să vă vorbesc despre ceea ce face Institutul Național de Statistică pe dezvoltare durabilă. O colegă a venit care asistă la conferința, a venit în ajutorul meu, sper să se descurce mai bine decât mine. Este vorba de, practic, să vă dau câteva detalii referitor la ce a spus domnul ministru Borbei. Pentru că proiectul pe care, de care vorbea domnul ministru îl desfășurăm împreună. Departamentul din cadrul SGG-ului este beneficiar. Noi suntem un partener cu o pondere mică a bugetului, adevărat în bugetul total al proiectului, însă cu rezultate foarte importante, mai ales că nu se poate face dezvoltare durabilă fără o monitorizare a implementării strategiei de dezvoltare durabilă. Și exact asta a făcut Institutul Național de Statistică în cadrul proiectului. Așa că activități principale au fost stabilirea setului de indicatori, evident, care ajută la monitorizare, crearea la nivelul INSEA structurilor de date în care să încărcăm datele indicatorilor, și, evident, monitorizarea în care suntem implicați. Pentru stabilirea setului de indicatori a fost nevoie de mai multe acțiuni, pentru că am stabilit acest set de indicatori ca la carte și am început cu analiza obiectivelor și țintelor din strategie, deși pare o activitate doar așa de citit, dar pe lângă familiarizarea experților cu strategia națională de dezvoltare durabilă, prin această subactivitate s-au corelat țintele din strategia națională cu țintele din Agenda 2030
Și ca să putem vedea dacă putem corela și indicatorii pe care urma să îi stabilim. Am stabilit și un set de criterii de selecție a indicatorilor, că niciun set de indicatori, indiferent ce monitorizează, nu poate fi de calitate dacă nu are un set de criterii la bază, de criterii de selecție. În continuare s-au propus indicatorii de dezvoltare durabilă, după care a fost nevoie de o analiză a capacității Sistemului Statistic Național de a produce acești indicatori, pentru că INSE-ul nu este singurul care produce indicatori, sunt multe alte instituții care, dacă nu produc indicatori, dețin date prin registre și alte... cred că a reușit colega mea, se vede prezentarea? Nu, nu se vede. Nu se vede, se vede doar un ecran negru, dar mai insist. Se vede. Se vede? Eu nu o văd. E un ecran negru deocamdată. La noi se vede. Îmi pare rău că nu știu la ce slide sunt. OCA România durabilă, setul de indicatori. Da, nu pot să dau și slide-urile oricum. Această activitate de analiză a sistemului statistic a fost una foarte greoaie. Am trimis 10 de chestionare către instituții prin care am solicitat prin niște întrebări foarte simple să aflăm dacă dețin anumite date din care puteam construi indicatori sau dacă au propuneri de alți indicatori pentru măsurarea strategiei. După care am centralizat toate aceste răspunsuri, în urma lor am identificat instituțiile care dețin date și am transmis solicitări de date. Din aceste solicitări au venit doar o parte, pentru că unele instituții nu au înțeles și faptul că o să le cerem datele dacă le dețin. Oricum, după această activitate, am reușit să trecem la să stabilim gradul de disponibilitate al indicatorilor pe care îi propusesem și acei indicatori care erau de grad 3, adică nu aveau nici date disponibile, nici metodologie, i-am înlocuit de indicatori proxy care măsurau fenomenul, însă nu erau nu în mod direct. După această activitate am colectat evident datele și pentru că nu ne sunt necesare numai nouă, logica lor este să fie destinate publicului, am făcut cerințele pentru bazele de date, s-au definit și s-au construit structurile în care se încarce datele indicatorilor, după care s-au formatat datele conform structurilor să îndeplinească cerințele acestora și s-au transpus și datele și metadatele în formatul necesar, după care, evident, s-a recurs la încărcarea datelor pentru public, pentru toți utilizatorii. Alte activități ale proiectului au fost a elabora un ghid pentru autoritățile publice, pentru că, așa cum am spus, INSE-ul nu e singurul care produce date și toate instituțiile ar trebui să aibă activități de dezvoltare durabilă și în ghidul nostru sunt menționate sarcinile, să spun așa, pe care ar trebui să le îndeplinească instituțiile publice, departamentul și noi, Institutul Național de Statistică, care suntem un catalizator, colectăm datele, le evaluăm calitatea și le diseminăm. Și astfel am avut un workshop prin care am explicat acest ghid și factorilor implicați în monitorizare, dar și un workshop prin care am validat setul de indicatori de dezvoltare durabilă cu Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, așa cum scrie că trebuie făcut în strategia de dezvoltare durabilă. Noi am avut o echipă de 37 de oameni și ținând cont de resursele aproape inexistente, pentru că resursele umane pe care le avem și așa puține, sunt implicate în producția statistică și mai puțin în teme transversale. Și toți acești oameni și în special un nucleu de 7 experți s-au implicat
le mulțumesc mai mult decât speram în, în realizarea tuturor rezultatelor pe care le-am avut și aș vrea să menționez raportul de progres și care este sinteza și în română și în engleză și raportul de indicator național pentru dezvoltare durabilă pe care îi mulțumesc colegului domnul Cristian Șelaru că le prezintă ori de câte ori are ocazia să o facă. În spatele acestor rapoarte stă un efort enorm. Aș vrea să menționez că raportul cu semafoare, că scrisese cineva în comentarii, este făcut pe bază de tendință, însă raportul cel mic, sinteza, raportul de progres Orizont 2030, are în spate o metodologie care și ea este diseminată pe site-ul nostru, acolo unde este și raportul, o metodologie de estimare a tendințelor generale în care puteți vedea exact toate formulele folosite și toată gândirea care este aceeași cu cea din rapoartele ONU și din și ale Eurostatului, numai că ei, cum să spun, fac un scor pe țări, noi a trebuit să facem scoruri pe obiective și ținte și indicatori. Am făcut-o și pe termen lung și pe termen scurt. Am mai avut, pentru că în strategie sunt și ținte cu Orizont 2020, am făcut și o broșură în acel an, ca să nu treacă așa neobservat a acelor obiective, chiar dacă acum deadline nu a trecut. Noi am făcut-o în 2020. Fiecare indicator, tot așa diseminat pe site, are o fișă a indicatorului în care este foarte clar explicat relevanța lui, e justificată relevanța de ce a fost ales și ce anume măsoară, dar și câte un profil de calitate în care este evaluată calitatea datelor din care este construit indicatorul. Până la sfârșitul anului, de fapt, mai avem cam o lună de muncă și foarte multe de făcut, pentru că o să facem un raport teritorial. Am selectat și am făcut eforturi să construim date la nivel regional pentru indicatori. Am reușit să facem asta pentru 110 indicatori din setul de indicatori de dezvoltare durabilă. Acum suntem spre final de a face încă o publicație care cred eu că va fi extraordinară. Urmează să finalizăm și o publicație în care să arătăm corelația dintre schimbări climatice și dezvoltare durabilă. Tot la fel, o temă transversală, schimbările climatice. Și altă temă transversală de care ne ocupăm, indicatorii de economie circulară, pentru că obiectivul 12 se referă la producție și consum durabil, care e baza economiei circulare. Și strategia națională de economie circulară a fost aprobată în 2022 prin HG după ce noi făcusem setul de indicatori. Beneficiarul a solicitat să includem indicatori de economie circulară în set și ne-am reapucat de aceste lucruri. Vreau să spun că și acest raport teritorial are o metodologie de estimare pentru fiecare indicator, pentru fiecare de regiune de dezvoltare și dimensiune a dezvoltării durabile, pentru că o să o facem pe dimensiuni și care va fi postată când va fi finalizată pe site-ul Institutului Național de Statistică. Acesta a fost efortul practic pe care Institutul Național de Statistică l-a făcut în dezvoltare durabilă și vă mulțumesc pentru atenție. Carmen, îți mulțumim și noi. Apreciem foarte mult munca pe care o depui tu și colegii tăi, acei mulți colegi. Așa. Ai vorbit că este foarte multă muncă. Într-adevăr, este multă muncă. Mulți oameni muncesc, însă ceea ce am remarcat eu și din discuțiile cu tine și din ceea ce am citit, aveți un ingredient pe care nu-l găsim din nefericire peste tot și se numește pasiune. Și felicitări pentru tot ce ați făcut. Ai vorbit despre consiliul consultativ de dezvoltare durabilă și mă bucur că este alături de noi un prieten al Media 1 și al Institutului Național de Statistică, domnul Călin Radu Vild. Dumnealui este consilier științific onorific la Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei și este membru în Consiliul Consultativ de Dezvoltare Durabilă. Aveți cuvântul. Și este, să mai precizez ceva, este unul dintre specialiștii nu doar calificați. Foarte. Mulțumesc foarte mult. Deci am ținut să intervin, trebuia să fiu la o întâlnire cu Banca Europeană de Investiții, iar după amiază ne întâlnim la Parlament. Deci sunt multe subiecte. După 2 ani de activitate în acest Consiliu Consultativ, începem să ne dezmeticim și să vedem
corelările între domenii. Lucrăm acum la niște materiale și trebuie să recunosc că m-am luat cu mâinile de cap când am văzut exact cu ce probleme ne confruntăm. Deci avem o bază legislativă de 980 de documente. La energie avem vreo 29. Am încercat să le parcurg și să le corelăm. Nu găsim în documentele respective decât strategia energetică care este în fază de proiect. Mi-a spus ministrul energiei acum că s-a transmis la Bruxelles Planul Național Integrat Energie, Mediu și Schimbări Climatice, revizuit. Primul a fost aprobat de Comisia Europeană, iar acum la revizie Comisia Europeană a introdus o nouă condiționalitate să se elaboreze și să se aprobe strategia energetică, care, la care se muncește de vreo 20 ani aproape și suntem la 20 de redactări, niciuna aprobată. Ne-am găsit în fața unei probleme legislative, că Pniescu nu se regăsește în lege. Avem în lege, în schimb, Planul Național de Dezvoltare, care se actualizează din 2 în 2 ani la Transelectrica, și acea pădure de documente legislative, care unele sunt de 20 de ani. Deci aici avem acum o problemă de actualizare a tuturor acestor documente. Mulțumim colegilor de la statistică, cu care colaborarea a fost interesantă, uneori chiar contundentă. Doamna Romaniuc a suferit așa niște șocuri în colaborarea cu noi, dar eu zic că au fost constructive și pot să spun că alinierea la standardele internaționale e o problemă grea. Și colegii din cadrul INS s-au trezit în fața unor probleme de lipsă de date. Aici, și din punct de vedere legislativ și din punctul de vedere al documentelor cu care lucrăm, digitalizarea este foarte importantă și va trebui să fie accelerată pentru ca să avem acces digital la toate aceste documente și baze de date. Dezvoltarea durabilă se construiește foarte greu. Deci nu e deloc simplu să dezvoltăm aceste activități. O să discutăm și după amiază aspectele legislative și săptămâna viitoare la secțiunea de energie. Deci, în mod cert, în domeniul energiei avem cele mai mari probleme în România după anul 2000, să spunem, când ne-am restructurat, dereglementat, am pierdut capacități de generare foarte multe și n-am făcut investiții. Aici este cea mai gravă problemă. Vorbeau colegii despre stațiile de încărcare. Din 1600 de stații de încărcare, se spune că vreo 80 ar fi stații rapide. Dar degeaba montăm stații atâta timp cât infrastructura de distribuție a energiei este cea de acum 70 de ani. Deci aici lipsa de investiții, acum o vedem. Și ea devine critică. Am fost la analiza cu Ministerul Fondurilor Europene, de unde au propus să se mute de la energie 700 de milioane de euro către transporturi și către mediu, pentru că energia nu are capacitate să absorbă bani. Și o situație deosebit de gravă. Deci cu mare dificultate am introdus în fondurile europene în 2014 finanțarea din fonduri europene și ne-am trezit că la sfârșitul exercițiului care s-a încheiat, am absorbit mai puțin de 30%. S-a dublat suma în exercițiul actual, dar în continuare nu reușim să absorbim bani. Este ceva foarte complicat și dificil de înțeles și este limpede că avem o lipsă de resursă umană aici
care să poată să absoarbă coerent aceste finanțări din bani europeni. Am să mă opresc aici și vom continua după amiază și săptămâna viitoare la secțiunea de energie. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Într-adevăr, după amiază, Bucharest Leader Summit The Highway to Success programează un panel dedicat industriei la ora 14.30, se ține la Palatul Parlamentului. Cu parte dintre dumneavoastră ne vom vedea acolo. Vă mulțumesc celor care ați acceptat invitația de a fi alături de noi pe această autostradă către succes, spunem noi. Mulțumim grupului de presă Media 1 pentru că, iată, pune la aceeași masă instituții din administrația publică centrală, societatea civilă, profesioniști în diverse domenii. Ne revedem, cum spuneam, la 14.30. Zi bună pentru toată lumea. La revedere! Tenul tău are multe de spus și la fel de multe de arătat. Reflectă-i calitățile cu noua formulă originală Gerovital Evolution, super enzima tinereții SOD, cea mai activă enzimă antioxidantă și acid hialuronic ultra filler de ultimă generație pentru un efect vizibil. With more than 20 years of scientific proficiency, the Institute specializes in scientific research, design, testing, and production of innovative and sustainable equipment, such as aviation gas turbines, high-speed bladed machinery, and compressing equipment for natural gas market, focusing on consumption reduction and environmental protection. Working in accordance with a certified quality assurance system, Komodi proves its local and international proficiency through a significant number of international awards, involvement in high enterprise European framework programs, and numerous partnerships with companies such as Safran Group, MT Aerospace, Pratt & Whitney, Onera, DLR, GHH Rand, MAN Diesel and Turbo. The Institute seeks for new partners in the aerospace field, energy market focusing on gas extraction and transportation, and machine engineering industry. Komodi Institute, experienced partner for innovative and reliable solutions. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Grupul de presă Media 1 alături de Institutul Național de Statistică, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Asociația Media 1 prezintă în perioada 6-23 noiembrie 2023 Bucharest Leaders Summit The Highway to Success, ediția 18-a evenimentelor Împreună protejăm România. Bucharest Leaders Summit 6-23 noiembrie. Stimulăm inovația, promovăm colaborarea, propunem soluții durabile.